Doamnelor și domnilor, bună seara, începem Studio Politic. Invitatul de astăzi este domnul Andrei Năstase, fost vicepremier și primar ales. Domnule Năstase, bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație! Atâtea regale aveți că am stat un pic pe gânduri, să le enumer pe toate, să nu-mi scape nimic. Mă întreba o colegă de-a dumneavoastră cum să fiu prezentat. Și am spus, indiferent de statut, indiferent de regale, cum spuneți dumneavoastră, important este să rămânem ceea ce ne-a făcut mama și bunul Dumnezeu om. Am înțeles. Domnule Năstase, haideți să începem cu aceea că dumneavoastră ați avut o dispariție destul de lungă din spațiu public. Așa. Chiar nici în ultimul an când ați fost consilier la CMC, n-ați fost în vizorul presiei, ați stat deoparte, nu ați apărut public. Unii, după ce ați plecat de la primărie, s-au bucurat că au scăpat de concurență când dumneavoastră n-ați mai apărut în spațiu public. Alții s-au gândit că deja timpul dumneavoastră a trecut și că misiunea dumneavoastră în politica moldovenească a fost împlinită, așa încât romanticii fac revoluțiile, iar alții profită de ele, de obicei. Dumneavoastră ați revenit. Credeți că aveți șanse să răzbateți în actualul context politic, când dreapta, practic, este ocupată? Știți cum îmi doresc să trăiesc foarte, foarte mult și atunci nu-i contrazic nici pe unii, nici pe alții. Îi las să mă discute în continuare, așa cum s-a întâmplat de-a lungul timpului. Și totuși unde ați dispărut? Am dispărut exact acolo unde am spus atunci când am decis să mă retrag din spațiul public, și anume familie, școală, am continuat să fac doctorantura. Sigur că am revenit la meseria mea de 22 de ani, vorbesc aici despre apărătura drepturilor omului, sunt avocat de meserie, apăr drepturile individuale, personale, dar și colective ale cetățenilor Republicii Moldova. Am decis să mă retrag tocmai pentru a permite și unora și altora să demonstreze că pot face performanță. Pe exemplu, celor de la guvernare le-am lăsat absolut tot spațiul, tot instrumentariul pentru a demonstra că pot face o viață mai bună și dreptate oamenilor. Pentru că de asta, într-un final, are nevoie fiecare cetățean al Republicii Moldova și, bineînțeles, am insistat de-a lungul timpului ca cetățeanul să fie servit și nu invers. Statul să aștepte servit de cetățean. Și totuși, în această perioadă, ați urmărit ce se petrece în politică. Am urmărit, dar mai sunt și alții pe care, la fel, i-am lăsat, din perspectiva unei opoziții, să demonstreze că pot face o opoziție bună, o opoziție eficientă, punând în aplicare toate mijloacele pe care ți le oferă acest statut. Pentru că să știți că... Vă referiți la opoziția extraparlamentară? La opoziția și extraparlamentară și parlamentară. Nu fac diferență dintre opoziție sub acest aspect, pentru că faptul că ești în Parlament sau ești în afara Parlamentului doar îți pune la dispoziție diferite instrumente. Dar ca mesaj, dar ca obiectiv, dacă este același obiectiv. Să faci presiune pe guvernare ca tot ceea ce a promis în campanii electorale să execute, iar executarea a ceea ce au promis în campanie electorală să se întâmple constituțional, legal, respectând drepturile și libertățile cetățenilor prevăzute în Constituție și în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, respectând, dacă vreți, ceea ce înseamnă fundamentul democrației. Libertatea de a te asocia, libertatea de a te exprima și, bineînțeles, statul de drept sau supremația legii. Am înțeles. Ținând cont de ceea ce ați spus, cred că trecem la reforma justiției. Va fi prima întrebare mai amplă din această seară. Dumneavoastră ați văzut ce s-a întâmplat. Chiar primul ați reacționat la scrisoarea pe care doamna Dregălin, șefa Procuraturii Anticorupție, a făcut-o publică, în care a spus că doamna Tatiana Răducan, membră a Comisiei Pre-Vetting, dar și Vetting, ar avea probleme de integritate și că ar avea o afiliere cu Veceslav Platon. Da. La scurt timp, doamna Răducanu și-a depus demisia. Ulterior, președinta Maia Sandu a participat la o emisiune unde a declarat că sunt necesare probe atunci când sunt aduse astfel de învinuiri. Dumneavoastră, ca un om care ați făcut justiție întotdeauna, cum vedeți aceste dezlănțuiri, așa zise, în domeniul justiției? Să știți că sunt într-o ipostază destul de dificilă, pentru că eu sunt la bază jurist,
Am fost o perioadă de timp procuror în Republica Moldova, până când la putere au venit comuniștii și atunci am plecat din sistemul procuraturii. Am devenit, iată, de vreo 22 de ani, sunt avocat, sunt apărător a drepturilor omului. Și bineînțeles, din această perspectivă trebuie să fiu foarte și foarte exact. Pentru că știe toată lumea, în ce îl privește pe Năstase și nu ar trebui doar pe Năstase, unii lege nu-i tocmeală. Nu mai umblăm noi să spunem că e bine, că e rău, dacă e lege, trebuie respectată. Ori această lege trebuie să fie respectată și de numita Drăgălin, și de numita Maia Sandu, și de numita Răducan, și de oricine are la îndemână să funcționeze într-o instituție sau alta. Reacția mea a venit cu promptitudine, pentru că ceea ce am văzut a fost pur și simplu halucinant. Un procuror anticorupție, care are la îndemână tot instrumentariul pus de lege, de Constituție, de Codul de Procedură Penală, de Codul Penal, de tot cadrul normativ al Republicii Moldova, să instrumenteze dosare. Nu vorbesc acum neapărat doamna Drăgălin. Nu. Instituția pe care o conduce să instrumenteze dosare și acolo unde există probatoriu suficient să pună în aplicare instituțiile de drept penal, instituțiile de procedură penală, adică reținerea, arestarea, trimiterea pe banca de judecată și, bineînțeles... Domnule Năstase, dar acest proces durează. Foarte bine. Dar iar nu, doamna Răducanu, dacă este adevărat că ar avea probleme de integritate, ajungem se află într-o comisie ajungem și acolo. Care dă note procurorilor care păi, trebuie să instrumenteze aceste cazuri. Da. Eu vorbesc acum despre cum se produce într-o societate normală, cu o justiție normală, cum se produc lucrurile. Procurorul își face treaba lui, judecătorul își face treaba lui, iar cei care au decis să facă politică, să se ocupe de politică. Da? Cum este președintele, a ajuns într-o bună zi să fie președinte făcând politică. Deci, ceea ce spun eu este că reacția doamnei Drăgălin nu a respectat tocmai normele și nu știu dacă dânsa urmărește tocmai realizarea unui obiectiv și anume punerea la respect a celor care încalcă legislația. Sau poate urmărește altceva. Poate sunt niște reglări de conturi. Poate sunt niște vendete. S-a discutat în spațiu public că ar fi niște reglări de conturi ce așteaptă, procurorilor cu ce comisia care îi trece prin sită. Da. Ceea ce așteaptă însă cetățeanul Republicii Moldova este să vadă odată și odată reformată justiția, să vadă odată și odată procuratura reformată, să vadă odată și odată că există în Republica Moldova un spațiu în care se poate face dreptate. Și asta înseamnă instanțele de judecată, înseamnă procuratură, înseamnă Ministerul de Interne, înseamnă securitate, înseamnă tot ce înseamnă instituțiile statului care sunt menite, potrivit Constituției, să facă oamenilor dreptate. Oamenii nu sunt interesați de gâlcebele dintre Maia Sandu, Olesia Stamati, doamna Drăgălin, domnule Năstase, să vă spun că păreți misogin. Nu, nu, dar de ce sunt misogin? Dânsele ocupă aceste funcții. Deci, pe oameni nu interesează gâlcevele dintre cele 3, 4, 5 persoane. Care ce? Care sunt în fruntea. Maia Sandu în fruntea statului, doamna Drăgălin în fruntea Procuraturii Anticorupție, doamna Olesia Stamati până nu de mult Comisia Juridică, doamna, nu știu, Domnica Manole, spre exemplu, Curtea Constituțională. Pentru că de fiecare dată, dacă nu iese ceva bine la Curtea Constituțională, gata, este un conflict și așa mai departe. Nu, oamenii așteaptă altceva, oamenii așteaptă dreptate. Vă spun eu, nu interesează prea mult formele, nu interesează mijloacele, oamenii interesează să se facă dreptate. Dacă numita Răducan a greșit cu ceva, dânsa trebuia urmărită printr-un proces penal, printr-un dosar penal și, dacă sunt suficiente dovezi, să fie trimisă pe banca acuzaților. Pentru că justiția la televizor, de justiție la televizor eu sunt sigur că omul nostru este sătul. Oamenii nu au nevoie de justiție la televizor. Pe de altă parte, există prezumția de nevinovăție care este trecută în Constituție, nu? Exact. Ai imaginați-vă dumneavoastră, am să le spun și celor de acasă. Oricine poate crea asemenea așa zis probe. Nu știu, nu vorbim despre acest caz. Mâine, păi mâine cineva o să vorbească la telefon, nu știu ce a făcut, cu un jurnalist, spre exemplu, da? Păi acelui jurnalist i-a pus o pecete pentru o viață întreagă, pentru că nu știu care au vorbit acolo. Ceea ce propun eu oamenilor
este ca de justiție să ocupe oamenii care au învățat la școală justiție. De agricultură să ocupe oamenii care au făcut agricultură, care știu să facă agricultură. De croit, de cusut, să ocupe cei care au făcut asta. Eu sunt sigur că oricine dintre cei pe care i-am pomenit acum sunt bine intenționați și vor să facă un costum foarte, foarte frumos. Dar nu o să-l poată, pentru că nu știe meseria asta. Trebuie să ne ducem la un croitor. E simplu de tot, ca la vierul, nu? Am nevoie de pâine, mă duc la el la plugar. Da. Nu la politician. Acord, domnule Năstase, dar iată, procurorii au spus că aceste întrebări de integritate care planează asupra doamnei Răducan sunt încă din 2017. Foarte bine. Ok, nu au fost demonstrate, dar între timp dumneavoastră a pierdut mai multe dosare la CEDO. E ok ca un judecător care a pierdut mai multe dosare la CEDO să facă parte dintr-o comisie care să treacă prin sită de integritate pe alți colegi. Vedeți dumneavoastră, aveți în față un jurist. Exact, de asta pun întrebări. Scuzați-mi lipsa de modestie în această speță, dar cred că sunt printre puținii avocați care au câștigat la CEDO dosare foarte și foarte importante. Cel mai probabil, împreună cu Vitali Năgăcescu, am câștigat cel mai important dosar împotriva Republicii Moldova atunci când regimul comunist a naționalizat, dacă pot spune așa, niște investiții străine. Eu n-am să vă spun univoc că dacă s-a pierdut la CEDO, deja este proscris. Nu, putea să piardă din varii motive. Iar aici este un subiect pentru juriști, pentru procurori. Dumneavoastră, ca și avocat, ați câștigat la CEDO, iar cineva, ca și judecător care a judecat cauza în Republica Moldova, a pierdut la CEDO. De acord cu dumneavoastră. Nuanțele sunt diverse. Nu vreau să fiu avocatul nimănui în momentul de față. Ceea ce vreau să spun este că la îndemâna președintelui Republicii Moldova, atunci când a numit-o pe doamna Răducan, sau a acceptat-o pe doamna Răducan în calitate de membru a Consiliului Suprem de Securitate al Statului, au stat toate instrumentele posibile în acest stat. SIS. Trebuia să facă un raport, să-i explice doamnei președinte, bla, 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 tot ce se întâmplă cu acest membru al Consiliului Suprem. Scuzați, mie îmi scap ceva. Președinta țării creează această comisie? Repet. A creat-o? Nu. M-a auzit pe mine? Nu. Deci, precizez, doamna președintă Maia Sandu este omul care are la îndemână tot instrumentariul pentru a numi sau a nu numi în postura de membru al Consiliului Suprem de Securitate o persoană. A avut SIS-ul la dispoziție, a avut Ministerul de Interne, a avut Procuratura, a avut toate ministerele, tot ce mișcă în țara asta e la dispoziția președintelui. Și dânsa a decis să o numească pe doamna Răducan în funcție. În funcția de membru sau în statutul de... Dincolo, putem vorbi cu aceleași vorbe. Pentru că când a fost numită în funcția de membru a Comisiei Preveting, iarăși, toate instituțiile statului au fost la dispoziția celor care au numit-o acolo. Cine își asumă numirea doamnei Răducan acolo? Ați văzut dumneavoastră din partea doamnei președinte să-și asume? Nu. Ori un președinte de stat nu poate să aibă duble standarde. Deci, condamnăm pe cutare, pe cutare, pe cutare. Îi spui că e hoț, îi spui că e oligarh, îi spui cu cutare și nu-ți trebuie probe. Iar când este un om de-al tău numit acolo, că este vorba de doamna Răducan, că este vorba de doamna, nu știu, de domnul Spânu, avem nevoie de probe. Dublele standarde. Aveți în față un om care nu a umblat niciodată cu dublele standarde. Ce am avut de spus la televizor, spun și acasă, spun și în public, spun și în satul, nu știu, Parcova de la Iedineț sau Ghiliceni de la Telenești. Noi avem nevoie de niște oameni de stat în fruntea statului și nu de niște politicieni care o scaldă în toate apele în interesul lor. Ori ei ar trebui să aibă o poziție fermă și cu privire la Ionescu și cu privire la Ivanov și cu privire la Petrescu și cu privire la Petrov, spre exemplu. Dar doamna Răducanu și-a depus demisia. Ați văzut? Deci, pe de o parte, doamna Răducanu își depune demisia, pe de altă parte, vine președintele și, aflându-se probabil într-o anumită, nu știu, ostilitate, probabil cu numita Veronica Drăgălin, spune că are nevoie de probe. Oameni, repet, pierdem foarte mult timp. Ceea ce vreau să spun este că oamenii au nevoie de dreptate. Nu de gâlcevile dintre niște clanuri, spre exemplu, nu de gâlcevile dintre niște doamne, niște domni,
Nu. Oamenii au nevoie de dreptate. Oamenii au dat un mandat atât de larg, cred că nici doar pe timpul comuniștilor au mai dat acest mandat atât de larg, atât de consistent guvernării, încât au așteptări foarte mari. Vreau să vă întreb o chestie. Mă întrebați după publicitate? Oricând. Doamnelor și domnilor, revenim în curând. Satul German, totul în jur e casa ta. Școala, grădinița, bulevardul, zonele de odihnă și toate facilitățile sociale. Toate sunt aproape, pentru că sunt pentru tine, pentru că sunt ale tale. Satul German, atât de acasă. La Metro găsești mereu produse proaspete la prețuri avantajoase. Până pe 22 mai, ai dovlecei la prețul de 17 lei și 90 de bani kilogramul, portocale la prețul de 21 lei și 90 de bani kilogramul și păstrăve viscerați calibru 300-500 la prețul de 155,90 lei kilogramul. Metro, succesul tău este afacerea noastră. Viața e plină de momente de gingășie. Sau grijă. Momente de prietenie sau romantism. Indiferent de care ar fi acestea, cel mai important este cu cine vă bucurați de ele. Prezident, 15 ani în Moldova, 50 în lume. Salutare națiune, salutare dragi telespectatori! Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a programului nostru Forum. Începe realitatea românească. Salut la emisiunea Euroatlantică. Bun găsit la Ritmuri de Campioni. Bine ne-ați găsit în casele dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct la Studio Politic. Invitatul din această seară este domnul Andrei Năstase, ex-vicepremier și primar ales. Domnule Năstase, discutam despre reforma în justiție, despre ultimele evenimente care au tulburat opinia publică, dar și lupta dintre clanuri sau lupta dintre procuratură și aceste comisii pre-vetting. Spuneți-ne, vă rog, această luptă va duce la ceva bun din punctul dumneavoastră de vedere? Din păcate, de 3 ani de zile, de 4 ani de zile, urmărim același lucru. Am văzut gâlceava dintre președinte și președinta Comisiei Juridice din Parlament. Am văzut acum gâlceava dintre șefa Procuraturii Anticorupției cu cei care chipuri li s-ar opune reformării Procuraturii și așa mai departe. Este inadmisibil, din punctul meu de vedere, să ai atâta putere în stat, să ai parlament, să ai guvern, să ai ministere, să ai servicii de informații și securitate și să nu reușești măcar pe unul dintre domenii, acolo unde ai făcut promisiunea că vei face regulă, să nu reușești. Uitați-vă, altfel spus, să ai atâta putere în țară și să faci atât de puțin pentru oameni, din punctul meu de vedere, devine nu doar caragios,
E o chestie de lipsă de moralitate și, dacă vreți, oamenii trebuie să înțeleagă odată și pentru totdeauna. Dom'le, dacă n-ai făcut treabă, trebuie să pleci. Dar, legat de reforma, reforma justiției, pentru că mă întrebați, lăsați-mă să vă dau doar un domeniu, pentru că justiția este mai largă. Autoritatea judecătorească, potrivit Constituției, este formată din judecători și din procurori. Sunt la bază procuror și am să vă spun o observație, am să vă fac o observație. Legea Procuraturii în Republica Moldova a fost modificată de 16 ori pe mandatul actualei guvernări. Celor care mă prind, 16 ori, oameni buni. O lege organică, o lege fundamentală pentru o instituție fundamentală cum este procuratura. Au schimbat-o de 16 ori după bunul lor plac. Astăzi, la 3 ani distanță din momentul în care avem acest parlament și aproape 4 ani distanță de când avem acest președinte, noi nu avem un procuror general. De ce? Incapacitatea acestor oameni de a gestiona un domeniu. De ce? Pentru că nu știu carte. Ei fac reformă la ureche. Așa se spune, știți, când este câte un băiat ăsta care știe cu vioara. Numai că el cântă la ureche. El nu are cunoașterea portativului, a notelor, a cheia sol. Nu are. Păi așa sunt oamenii ăștia. Ei nu au studii necesare pentru a face justiție, pentru a face reformă. Și s-a apucă să o facă. Ei bine, cum aș fi făcut eu reforma procuraturii? Vă întreb imediat cum ați fi făcut-o. Doar un mic aspect. Ar fi vesel dacă n-ar fi trist. Deoarece condițiile Uniunii Europene încep anume cu reforma justiției și sunt niște condiții de pre-negocieri. Da. Cum ne descurcăm cu aceste condiții? Ce am putea face, de exemplu, în situația în care ne aflăm în prezent? Lucrurile astea puteau fi făcute ultimii 3-4 ani de zile. Au avut tot arsenalul la dispoziție. Avem un parlament cu 63 de mandate controlate de actuala guvernare. Pot să modifici și să ajustezi cadrul normativ al nostru după IQ-ul european, nu? Comunitar. S-a făcut acest lucru. Dumneavoastră înțelegeți că ei șomează în Parlament. Ei nu fac proiecte de legi. Ei nu elaborează. Echipa pe care am avut-o eu în Parlamentul Republicii Moldova, deși era foarte mică, era în top la ceea ce înseamnă proiecte legislative. Ce fac ăștia? Șomează. Ori noi avem de modificat legislația și de ajustat la IQ-ul european încă mult, mult și bine. În ce privește reforma justiției? Este o reformă mult prea importantă și nu avem prea mult spațiu și timp acum ca să vorbim despre ea. Lăsați-mă să vorbesc doar cu privire la procuratură. De 3 ani de zile, 3 ani și ceva, această guvernare nu poate instala un procuror general. În această perioadă de timp, repet, legislația, legea procuraturii a fost modificată de 16 ori. Numai că au modificat-o așa încât să le convină lor și nu instituției, nu statului, nu cetățeanului. Adică, la un moment au ajuns să modifice articolul 17 astfel încât să poată candida la funcția de procuror general un fost vicepreședinte al PAS. Vorbim despre Sergiu Litvinenko. Adică să elimine articolul 16 care face incompatibilă participarea la concursul de procuror general a unei persoane care a fost în ultima perioadă de timp, 3 ani de zile, membru de partid. Au pornit procesul, e adevărat, fără a face discuții publice, fără a face analize publice, și în momentul în care s-a aflat că pe lângă Litvinenko ar putea, într-o anumită eventualitate, participa și Andrei Năstase, a oprit procesul. Asta este adevărul. Sigur că da, s-au acoperit cu ideea că acest lucru este neagreat sau este mai puțin agreat de partenerii externi. Dumneavoastră cunoașteți acest lucru din surse sigure? Mai mult decât sigure, iar despre lucrul ăsta s-a vorbit în presă deja de atâta și atâta timp. Sigur că da, de fiecare dată a existat tăcere. Tăcere, așa cum este tăcere pe mai multe subiecte foarte importante în societate. Acest lucru se întâmplă pentru că cei de la guvernare nu înțeleg că instituțiile statului sunt ale statului, nu sunt ale lor. Astea nu sunt organizații teritoriale de partid, astea nu sunt țereleurile lor, nu sunt iesaurile lui Plahotniucu lor și așa mai departe. Nu. Instituțiile statului sunt ale statului și ele trebuie să slujească statul și cetățeanul. Când vorbim de justiție, să servească justiția. Domnule Năstase, dacă se făceau modificări la această lege totuși și se permitea ca oamenii care au trecut sau care au activat politic să participe la concursul pentru funcția de procuror general, ați fi participat?
Știți cum? Eu n-am vehiculat niciodată cu ipotezele. Nu mă întorc în spate. Eu vă vorbesc despre un principiu. Un principiu esențial în Republica Moldova. Libertatea instituțiilor, libertatea procurorilor, libertatea judecătorilor de a face justiție și dreptate. Despre asta v-am vorbit eu. În momentul de față, am decis foarte ferm și pentru faptul că și-au bătut joc de justiție, și pentru faptul că și-au bătut joc de libertate de exprimare, și pentru faptul că au atentat la libertatea de asociere, pentru faptul că, din punct de vedere economic, Republica Moldova este în declin, și pentru faptul că migrația, oamenii pleacă din țară împreună cu, nu numai cu copiii, își iau și părinții și pleacă din țară pentru că aici nu mai pot trăi. Și pentru faptul că sărăcia a ajuns la cote inimaginabile, de la 22% 3-4 ani în urmă, la 31% suntem la capitolul sărăcie absolută. Capacitatea de cumpărare, spre exemplu, mai simplu vorbind, a oamenilor, a scăzut dramatic. Iată pentru ce eu am decis în momentul de față să candidez la președinție. Pentru faptul că diaspora noastră a fost nedreptățită și este nedreptățită în continuare. Li s-a promis marea și sarea și s-au ales oamenii cu câte o diplomă pentru participare la alegeri, dar s-au ales cu câte o modificare într-un proiect pilot a legislației, astfel cât să voteze de la distanță și așa mai departe. Oamenii au avut nevoie de altceva. Au avut nevoie de un trai decent acasă pentru părinții lor, pentru copiii lor și, bineînțeles, pentru ei în momentul în care vor decide să vină acasă. Totodată, pentru faptul că nu vin investițiile străine. Dar dacă nu vin investiții străine, nu o să avem niciodată niște locuri de muncă bine plătite. Nu o să avem niciodată salarii bune. Nu o să avem, în consecință, nu o să avem niște pensii bune. Dar avem susținerea partenerilor externi fără precedent. Noi avem susținerea partenerilor externi, dar partenerii externi nu vor veni să muncească ei aici. Tot noi trebuie să muncim. Cei de la președinție trebuie să muncească, guvernul trebuie să muncească, parlamentul trebuie să muncească, toate instituțiile statului, astfel încât să creeze un climat economic foarte și foarte bun aici, între România și Ucraina. România, care iată este cu creștere economică bună în Europeană, nu-i așa? Ucraina, care este din punct de vedere economic, este foarte bine. Da, are acum războiul și, bineînțeles, investițiile nu se vor duce încolo. Dar noi trebuie să creăm cele mai bune condiții aici, acasă, și e de datoria guvernului, parlamentului, tuturor instituțiilor, să creeze condiții astfel încât în Republica Moldova să vină investițiile. Ce înseamnă investiții? Banii altora investiți în anumite domenii ale economiei naționale. Da? În industrie, de ce nu în agricultură, de ce nu în alte domenii unde avem capacitate. Noi nu avem foarte multă materie primă. O are Rusia, o are Ucraina, o are România. Dar noi putem, de aici putem exporta servicii bune, noi putem exporta de aici foarte, foarte multe lucruri care ne stau la îndemână. Și eu, dacă vorbesc de parteneri externi, cu tot respectul, și față de parteneri externi și față de cei de guvernare care ne tot spune, domnule, cel mai mare partener al nostru din punct de vedere al exporturilor pe care le face Republica Moldova este Europa. Un lucru bun. Dar eu aș vrea ca acest lucru să se întâmple nu doar la modul general în Europa. Fiecare stat să ridice la nivelul României. Iată, eu mi-am luat aici un cadru, bineînțeles, da? România astăzi este la 35% din cota de export a Republicii Moldova. Păi 35% din ceea ce exportăm. Ori noi nu exportăm foarte mult. Dar este foarte important. Și că atunci când spunem că Europa este cel mai mare partener, trebuie să specificăm. Din punctul ăsta de vedere, cel puțin, România este peste toate țările Europei. România este cel mai bun partener. Din punct de vedere al exportului produselor, serviciilor noastre în Uniunea Europeană sau în Europa. Eu aș vrea ca, uitați-vă, aici se află Franța, da? Aici se află, spre exemplu, Regatul Unit și aici se află România. Eu aș vrea ca și exportul în Franța, în Regatul Unit, în Ungaria, în Nederlanda, în Olanda, în Bulgaria, să fie la același nivel. Nu se întâmplă chestia asta pentru că noi nu producem atât. Noi mai mult importăm decât exportăm. Ori, ca să poți să realizezi chestia asta, tu trebuie să aduci investiții din străinătate și nu credite. Nu credite cu care plătim gazul scump, negociat de către Andrei Spânul la Moscova. Nu.
să aduci investiții. Dați-mi un Amazon, spre exemplu. De ce se oprește la Iași, de ce se oprește în România, dar nu vine încoace? Dați-mi un mare producător. Spre exemplu, eu aveam intenția să aduc în Chișinău un mare producător de automobile, în speță de autobuse. Ca să facem autobuse și pentru orașele noastre, dar de ce nu să fie un hub regional? De ce nu se întâmplă chestia asta? Pentru că oamenii nu vor să vină încoace. Eu am fost la pentru că suntem alături de o țară care se află în război. Chiar și... Dar România nu se află alături de o țară... Stați puțin. România nu se află alături de o țară în care se află în război. Ba da. România este o țară care face parte din NATO. De acord, dar Ucraina nu cumva chiar este în război? Creșterea economică în Ucraina este mai mare decât în Republica Moldova. Inflația în Ucraina este mai mică decât în Republica Moldova. Despre ce vorbim? Deci, ceea ce vreau să spun este că dacă am avea niște conducători buni, harnici, cu bun simț, cu frică de Dumnezeu, se pot face lucruri foarte bune în Republica Moldova. Am avut nu de mult Piplahotniuc și hoții din prejurul lui și furau. Unii lucrau, trebuie să recunoaștem. Trebuie să recunoaștem că a existat și performanță economică. Nu se poate pune problema când nu se fac. Da, dar în paralel se fura, ca în Codru. Aici, nici performanță economică, nici oprite schemele. Cât mai rezistă statul ăsta? Dar mă întrebați de România. Eu am fost zilele trecute, știți că am fost în România, am avut discuții cu partenerii noștri de acolo. Oamenii sunt consternați de ce se întâmplă în Republica Moldova. Dar eu mă refer la aspectul economic. Uitați-vă dumneavoastră, într-un termen atât de scurt, la Iași, președintele Consiliului Județean Costel Alex, împreună cu echipa sa, împreună cu primarul de acolo, au rezolvat problema unui aeroport. 30% din cetățenii noștri se duc și zboară de la Iași. Sunt mândru de ceea ce am văzut la Iași. Sunt mândru pentru Costel, sunt mândru pentru Alexandru Muraru, sunt mândru pentru Mihai Chirica de la Iași. Dar întrebarea mea este, domnule, în Republica Moldova, în jurul aeroportului, atâta vorbăraie, atâta scandaluri, atâta nevoie. Dom'le, hai să-l dezvoltăm ca cele 30% din pasagerii care zboară de la Iași să zboare de la Chișinău. De ce nu putem face chestia asta? Uite că l-ai preluat. Aeroportul l-ai preluat în gestiunea statului. Ne-am dorit cu toții acest lucru pentru că am spus-o și repet, securitatea națională nu se vinde, nu se cesionează, nu se, da? Noi avem o situație foarte dificilă. Aeroportul este la stat. Și am înțeles că vor întări legislația astfel încât să nu fie supus privatizării. Bun, dar gestionează-l bine, frate. Nu cu Radu Marian, nu cu domnul Laiba, nu cu dumneavoastră niște specialiști care au rezolvat în timp, au făcut un business, au făcut niște afaceri care au reușit să gestioneze o afacere, nu? Ce fac ei? Și așa se va întâmpla. La Galați se va întâmpla același lucru. Deci noi, în loc să creăm aici un hub serios aeronautic, ce facem noi? Domnule Năstase, noi vorbeam despre faptul că investitorii evită această zonă care se află în preajma unui conflict. Așa? Pentru că și Republica Moldova s-ar putea afla la un moment dat... Aveți dubii că Rusia n-ar ataca Republica Moldova într-o zi dacă s-ar avea ocazia? Când au fost alegerile în Chișinău? În Moldova, 2020. Și multe companii aeriene evită să zboare la Chișinău. În 2020 a câștigat doamna președinte alegerile aici. În 2021 a câștigat Parlamentul. S-a făcut ceva în 2020-2021? O secundă. Doar un an a durat până la început. De câți ani ai nevoie? Domnule, stați un pic. Eu vreau să știu. S-au făcut niște promisiuni. Noi așteptăm finalul? Ok, mai așteptăm. Iată de astăzi, eu voi ieși, să o întreb pe Maia Sandu, de ce culoare trebuie să fie cortul meu în fața președinției, ca să vă cer să vă executați toate angajamentele făcute în campanie electorală. Să-l întreb pe Grosul la fel. În fața Parlamentului, de ce culoare trebuie să fie cortul meu sau altor cetățeni din Moldova? Pentru că voi ați promis ceva. Să ascunde toată lumea, vorbesc despre cei din politică, din establishmentul moldovenesc, să ascunde în spatele războiului. Dom'le, repet, războiul cu războiul, trebuie să ne apărăm, trebuie să ne facem temele în ceea ce privește securitatea națională, să avem parteneriate, dar în paralel, viața merge înainte. Fă, dom'le, ceva în justiția asta. Războiul ne încurcă ca să facem ceva în justiție. Ori, ca să vină investitorii, el trebuie să știe că are un climat în ceea ce privește justiție, unul normal. Că nu se vor produce atacuri Raider. Că judecătorii nu vor emite, spre exemplu, hârtiuțe de cele ca și în Londromatul rusesc. Da?
Tu, război cu război, dar tu fă ceea ce ai promis că trebuie să faci. Pe domeniul justiției, pe domeniul social, pe domeniul economic. Și atunci, bineînțeles că vor veni investitorii. Creează un climat normal aici. Poate nu o să vină toți de pe lumea asta, dar măcar 1, 2, 3, 4, vor veni sau nu? Cu siguranță vor veni. Eu deja sunt în discuții cu foarte multă lume care spune, domnule, lăsăm războiul, că România este alături de război și noi investim acolo. Și nu pentru că este în NATO, și nu pentru că alții, nu, pentru că avem un climat normal, un climat în care noi ne permitem să gestionăm. Oamenii gândesc ca businessmani, nu gândesc ca politicieni. Domnule, dacă eu am aici fiscalitate, ok. Dacă am aici forță de muncă un pic mai bună decât în România. Dacă am aici garanția că nu o să fiu furat, cum a fost cu atacurile Raid. Sau garanția că nu vor zbura într-o zi niște bombe deasupra acestei țări și rămân fără business. Credeți că n-are, dar și în Polonia n-a căzut o ghiulea de asta. O căzut. Deci nu au căzut la câțiva metri de la granița României. Au căzut. Nimeni nu-ți garantează asta. Dar în Ucraina nu este. Haideți, dacă tot așa o luați cu războiul. Dumneavoastră știți câte investiții se fac în momentul de față în Ucraina? În Ucraina se construiesc fabrici și uzine în momentul de față. Ei, domnul Recean, asta se întâmplă în Ucraina. Doamna Sandu, domnul Grosu, doamna guvernare. Ce vă mai ascundeți după război? Războiul trebuie tratat ca atare. Dar asta nu înseamnă că se termină dezvoltarea. Și apoi războiul la noi a fost în 92, nu în 2022. Vă rog, vreau să transmit oamenilor un mesaj foarte și foarte simplu. Noi nu avem parte în momentul de față din niște gospodari la guvernare. Nu avem parte din niște oameni cu școala bine făcută. Oamenii ăștia nu au realizat în viața lor, nu au realizat ceva. Ei tot stați și au făcut, stați că vă spun, duceți-vă în CV-urile lor. Au făcut rapoarte, le-au dat în străinătate, străinătatea le-au plătit bani. Iată, ăștia sunt oamenii. Ori eu aștept ca în Republica Moldova, în fruntea statului, să afle un om cu bun simț, cu frică de Dumnezeu, cu capacitatea de a livra rezultate și cu capacitatea de a se gândi. Dom'le, am acasă 3 copii. Trebuie să pun o bucată de pâine pe masă și să mă asigur că copiii ăștia nu vor fi nevoiți într-o bună zi să ducă la război. Să gândește în momentul de față cineva. Ci tot bagă bățul pe între gard. Ba în Transnistria, ba în Găgăuzea. Ceea ce vreau să spun oamenilor, e timpul să nu mai votăm cu inima, cu creierul. Domnule Năstase, dumneavoastră ați avea relații economice inclusiv și cu Rusia, dacă ați fi la putere? Ia uitați-vă dumneavoastră aici. Asta e toată Uniunea Europeană, așa? Da. Domnule, sigur că ținem cont de relațiile, de sancțiuni și de toată chestia asta. Noi nu putem însă să renunțăm la niște relații care ne aduc avantaje pentru Republica Moldova. Vorbesc aici despre relațiile economice, comerciale întâi de toate. Noi nu putem să uităm de 150.000 de moldoveni care se află astăzi în Rusia. Din această perspectivă, e de datoria noastră să fim foarte, foarte atenți ce se întâmplă pe aceea. Sigur că da, vectorul nostru de dezvoltare va rămâne, pentru mine personal, neschimbat. Europa, România. Dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să avem relații reciproc avantajoase cu toate statele lumii. Și a întrerupt toate relațiile Franța cu Rusia? Nu. Și a întrerupt toate relațiile Germania cu Rusia? Nu. Și a întrerupt toate relațiile România cu Rusia? Nu. Ok, dumneavoastră gândiți din punct de vedere economic și probabil un pic mai global. Dar din punct de vedere a cetățenilor care trăiesc aici și a războiului care are loc acum, lumea ar putea să zică, și au și fost voci care au zis în public, domnul Năstase parcă ar avea o filiere la Rusia. Ceva pune la cap cu, pune la cale cu Rusia. Doamnă Sambreș, în lipsa mea pot să mă și bată ăștia. Pot să-mi dea bătaie în lipsa mea. Pot să vorbească despre mine ce vor, cine și ce vrea. Nu mă mai deranjează nimic. Dar dumneavoastră condamnați războiul. L-am condamnat. Știți unde eram eu când s-a început războiul? Pe 24 februarie eram în Ucraina. Eu am auzit, spre deosebire de cei care mint prin interviuri, că au auzit sirenele, eu chiar am fost sculat de sirenă. Iar la Ivano-Frankovsk, la 100 de kilometri de loc în care mă aflam eu, a fost aruncat în aer o bază de asta militară. Considerați că Rusia a atacat Ucraina? Nu consider, domnule, ea a atacat-o. Nu consider eu, indiferent ce consider eu,
Este un stat invadator. Da, și eu am condamnat agresiunea criminală asupra Ucrainei. Pentru că mijloacele mele sunt diplomatice. Dar nu e despre Rusia acum treaba. Ce facem noi ca să ne asigurăm la Chișinău siguranță, securitate? Intervenția Rusiei sau încercările Rusiei de a aduce bani aici pentru anumite partide politici, cum ar fi, de exemplu, Partidul Șor, care a fost scos în afara legii, despre vizitele doamnei Bașcane de la Comrat, care merge tot mai des la Putin. Cum vedeți aceste încercări ale Rusiei de a interveni în politica internă a Republicii Moldova? Acum, întâi de toate, trebuie să... Dacă ar fi doamna președinte aici, v-ați spune, domnule, am nevoie de probe. Eu spun că ceea ce s-a întâmplat la aeroport a fost foarte și foarte grav. Felul în care a fost gestionată situația, cred că este lamentabil. La care situația anume vă... Când au intrat un milion de euro pe teritoriul Republicii Moldova. Eu aș fi procedat altfel. Cum? I-aș fi dus până la ultimul beneficiar, cătușele și acolo unde trebuie, pentru că așa ceva este inadmisibil. Dar felul în care iarăși s-a făcut justiție la televizor, nu a făcut decât bine le-a făcut celor care vor rău Republicii Moldova. Considerați că acești oameni nu trebuiau deposedați de bani acolo, să fie găsită sursa unde ajungeau acești bani? Eu am făcut această afirmație? Vă întreb dacă considerați așa. Eu consider că instituțiile statului trebuiau să acționeze, pentru că au știut dinainte de a se produce chestia asta, au știut că urmează acest lucru. Am mai multe informații decât le pot spune la televizor. S-a știut, iar modul în care a fost gestionată treaba, din punctul meu de vedere, ca și procuror, ca și avocat, ca și fost ministru de interne, a fost unul defectuos. La capitolul ăsta. Dar haideți să vă spun o chestie. Știți de ce există Șor astăzi ca entitate? Nu, ca și individ. Ca individ e... Mă rog, da. Datorită părinților lui, dar ca și entitate politică. Știți ce există? Și va exista. Atâta timp cât Republica Moldova va fi sărăcie, cât va fi nedreptate, vor exista asemenea partide și asemenea politicieni. Atâta timp cât guvernările nu vor face ca Republica Moldova să fie bunăstare, bună înțelegere între oameni, să-i adune pe toți la oaltă. Guvernarea trebuie să-i adune pe toți la oaltă. Nu pe unii să-i trimite la memorial, dar pe alții să-i aducă în Piața Mare Adunării Naționale. Nu. Să-i adune pe toți la oaltă. Oamenilor să le dea bune salarii, să le dea bune pensii, oamenilor să le dea perspective legat de ziua de mâine. Da? Și atunci acest lucru nu se va întâmpla. Avem noi în Suedia asemenea politicieni ca Șor, partide politici ca Lușor? Vă rog să-mi spuneți. Avem? Nu. Avem în Olanda? Nu. Avem în Danemarca? Nu. Avem în Germania? Nu. În Germania avem, spre exemplu, un partid politic care este puțin de extremă dreapta, spune anumite lucruri apropiate de foarte mulți extremiști de aici, dar ele nu sunt interzise, nu? Ele există și pentru că politicienii din Germania au decis să pună mai mult conținut în politicile lor, în acțiunile lor, da? Pe ăștia îi lasă marginali. Înțelegeți? Acum, guvernarea noastră are la dispoziție absolut tot arsenalul. Ați vorbit de partenerii străini. Un suport politic pe care îl au din partea partenerilor noștri, străini, nu a mai existat în Republica Moldova. Fă, domnule, Republica Moldova un pic de bunăstare, fă un pic de dreptate, fă un pic de înțelegere sau bună înțelegere socială. Și oamenii nu se vor duce și vor susține asemenea partide. Despre asta este vorba. Să putea acest lucru face. 9 mai, vă dau doar un exemplu. Ceea ce am văzut eu pe data de 9 mai, pe mine, eu m-am crucit, mi-am făcut crucit de câteva ori, am spus, nu se poate așa ceva. Când era un moment foarte, foarte important din punctul meu de vedere. O începi pe 8 mai și o duci pe 9 mai și poți o lungești pe 10 mai. Sărbătorești și victoria, pentru că așa s-a sărbătorit. Doamna Sandu a mers acolo și a sărbătorit victoria. Numai dimineață, să nu vadă nimeni, da? La București sărbătorește ziua victoriei. Pe data de 8, adevărat, nu pe data de 9. În toată Europa există ziua victoriei asupra nazismului. Ok. Pe data de 9 sărbătorește ziua Europei. De ce unii trebuie să duc la memorial, iar alții să fie chemați în piață? Nu, domnule. Dimineața ne ducem la memorial cu toții. Ne închinăm în fața celor care ne-au adus pace pe pământ, nu? La amiază. Ne ducem în Piața Mare Adunării Naționale. Sărbătorim cu toții. Oameni buni, toți. Și cei de la memorial. Și cei care... Toți. O societate trebuie unită, nu divizată. Nu divizată, pentru că altfel nu ajungem nicăieri. Acum cu referendumul. Același lucru. Cine e pro-european? Domnule, votăm referendum. Care nu este? Nu.
Adună-i pe toți la oaltă și spune-le tuturor care sunt avantajele, care sunt dezavantajele, ce vom face noi. Domnule Năstase, dar atât cum poți să unești o societate în cazul în care există imixtiuni externe, de exemplu, din partea Rusiei, care aduce saci cu bani și, bineînțeles, că oamenii aceștia nu sunt plătiți pentru ca să fie disponibili, să meargă la compromis și să facă unitate cu guvernarea. Dă-i cetățeanului tău, dă-i posibilitatea, dă-i libertatea, dă-i să respingă orice bani obscuri. Știți cum o să facă? Fă-l prosper. Fă-l prosper. Dă-i o pensie bună, ca el să nu poată, să nu trebuiască să iei cardul MIR sau nu știu de care. Domnule Năstase, atât de repede a trecut timpul, nici nu vă imaginați, aproape. Nu se poate. Vreau să vorbim despre referendum. Poftiți. Dumneavoastră ați anunțat că, virgulă, candidați la alegerile prezidențiale. Da. E cunoscut deja acest lucru. Și știți că în ziua în care veți fi candidat, în buletin, oamenii vor putea să voteze și pentru parcursul european al Republicii Moldova. Pentru referendum. Pentru referendum, exact. Cum tratați acest subiect? Sunteți de acord cu referendumul sau nu? Uitați-vă. Am spus-o, repet și voi repeta de atâtea și de atâtea ori. Eu sunt omul referendumului. Sunt unicul în țara asta care am inițiat colectarea de semnături. Am strâns pentru prima oară, fără precedent și record în Europa, cred, 405.000 semnături pentru a modifica Constituția pentru referendum. Și s-a întâmplat acest lucru. Faptul că astăzi avem alegeri prezidențiale lăsate la latitudinea întregului popor, adică fiecare cetățean să voteze, este datorită faptului că am inițiat acel proces de colectare și am colectat 405.000 semnături. Eu sunt un om al referendumului, dar a unui referendum făcut legal, constituțional, din toate punctele de vedere. Referendumul actual, chiar dacă a fost gândit de actuala guvernare, de doamna guvernare, în interesul său personal, eu îl voi susține, pentru că el vizează obiectivul esențial al Republicii Moldova, parcursul de dezvoltare sau vectorul de dezvoltare al Republicii Moldova. Din păcate, vectorul de dezvoltare al Republicii Moldova a fost supus de către actuala guvernare ruletei rusești. E grav. Asta trebuie să o știe toți oamenii. Prezența mea în acest scrutin este și pentru a nu admite ca cei care se joacă cu destinul Republicii Moldova să ieșuieze. Eu sunt aici pentru a spune oamenilor ce e bine, ce e rău și, bineînțeles, da pentru referendum și da pentru candidatura mea la funcția de președinte. Pentru că nu accept ca la pupitru, atunci când se pun în discuție destinele Republicii Moldova, să fie oameni incompetenți. Okay. Nu admit așa ceva, domnule, pentru că Anastasia, eu nu cred că dumneavoastră v-ați lăsa familia să vă gestioneze al de spânul, al de cei care se află astăzi la guvernare. Domnule Năstase, am două întrebări scurte. În turul 2, dacă trece doamna președintă Maia Sandu, dar sondajele spun că dumneavoastră ar trece, și un alt candidat, pentru cine votați? Pentru Andrei Năstase. Și o să-mi îndemn și familia mea, o să-mi îndemn comunitatea, o să-mi îndemn și cei din diasporă. Eu am rămas același. De când mă cunoașteți dumneavoastră? Din momentul 10 mai, n-aș vă spune, 2010, și până în momentul de față, iată, uitați-vă, în spațiul public sunt de 14 ani. Da? Până atunci eram avocat, îmi făceam treaba, am ieșit în spațiul public când Republica Moldova a fost greu. Am ieșit atunci când Republica Moldova era furată de un miliard din bisteria statului. Am ieșit atunci când 30 de miliarde ale mafiei rusești erau trecute prin Republica Moldova. Și nu m-am schimbat de atunci până acum. Uitați-vă cum se întâmplă, câți politicieni sunt îndoiți, plecați, fac un fel de opoziție din asta ca spravedliva Rasia în Rusia, știți? Iată, la inițiativa mai multor oameni din țară și din străinătate, din diaspora noastră, am decis să candidez. Și voi face acest lucru, repet, în folosul Republicii Moldova, în folosul vectorului de dezvoltare al Republicii Moldova. Pentru că ceea ce s-a întâmplat și cu puterea noastră, și cu opoziția noastră, este că, din păcate, se discreditează dezideratele pe care le-am avut noi încă în 2014, când am format o platformă civică, atunci când am ieșit la proteste, toate dezideratele care au fost confiscate, de fapt, de actuala guvernare, au fost pur și simplu compromise.
Ori eu nu pot accepta acest lucru. Domnule Năstase, și încă o întrebare legată de alegeri. Dumneavoastră nu aveți un partid, dumneavoastră candidați ca și independent. Da. Independent partinic, independent politic, dar niciodată independent de voința, de voința poporului meu. Cel mai bun aliat al meu, sau veți cel mai important aliat al meu, reuși? Rămâne a fi poporul Republicii Moldova. Veți reuși să adunați semnăturile necesare? Aveți un grup de inițiativă? Este un grup de inițiativă pe care îl lărgim de la o zi la alta. Pe data de 27 aprilie de Florie am avut o primă adunare a noastră. Rândurile noastre cresc. Este motivul pentru care fac apel și pe această cale la toți oamenii de bună credință care au încredere în mine, au încredere în principiile, în valorile mele, în ceea ce înseamnă țară, ce înseamnă credință, ce înseamnă tradiții, să vină alături de mine. 31 august 15 este locul meu de vreo 20 de ani acolo. Sediul unii desfășoară activitate. Alături de mine este Inga Grigoriu, alături de mine este Stanislav Pavlovski, alături de mine sunt foarte și foarte mulți colegi cu care am început mișcarea civică în 2014-15 și pe care vrem să o ducem la bun sfârșit prin alegerea un președinte a întregului popor. Nu președinte cu partid în buzunar sau cu bilet de partid în buzunar, nu, da. Că e roșu, că e albastru, că e verde, nu, un președinte al tuturor. În ce relație sunteți cu foștii colegi de partid, care acum, iată, foarte platforma, bune relații. Da, a intrat într-un bloc care se numește, adică împreună cu alte trei partide, a creat un bloc care se numește Blocul Împreună. Da, am o comunicare foarte strânsă cu oamenii din teritoriu, am o comunicare foarte strânsă cu cei care am pus bazele mișcării civice, nu interferez cu nimic în activitatea politică a celor patru sau câteva formațiuni care au făcut acest bloc. Sigur că da, voi comunica cu toată lumea, dar v-am spus, cel mai important aliat al meu și partener rămâne a fi poporul Republicii Moldova. Și aici mă refer la cetățeni care fie că au aderat la ideologia social-democrată, fie că au aderat la ideologia liberală sau conservatoare, sau fără niciun fel de ideologie politică, nu e obligatoriu să ai. Mă adresez tuturor celor care poartă cruce la gât și merg la biserică, de exemplu, afiliat Mitropoliei Moldovei sau la cea afiliată Mitropoliei Basarabiei. Mă adresez și m-am adresat în permanență și la cei din nord și la cei din sud. Nu am o problemă cu cei din Găgăuzia, pentru că găgăuzii tot aici trăiesc, nu se duc de aici. Deci, mesajul meu este orientat către toți cetățenii Republicii Moldova. Tocmai faptul că sunt independent și nu am în momentul de față, dacă vreți, și privilegiul, dar și o povară a unui partid, mă face să am încrederea că oamenii vor alege un candidat și un președinte al tuturor. Aici trebuie cumva să renunțăm la sine. Spre exemplu, cei care astăzi candidează și, sau care sunt afiliați partidului PAS, spre exemplu, da? Spune, domnule, dar nu ne trebuie un președinte al PAS-ului sau ne trebuie totuși un președinte al tuturor? Cei de la PSRM, spre exemplu, trebuie să gândească, dar eu chiar trebuie să-l suport încă 4 ani de zile pe Dodon? Sau totuși, este un om care ne-a strâns odată pe toți, nu? În Piața Mare Adunării Naționale și, da, ne-a spus să lăsăm drapelele acasă, drapelele de partid, să venim în Piața Mare Adunării Naționale cu drapelul Republicii Moldova. Înțelegeți? Nu am nicio fel de problemă cu cei care astăzi își pun miza sau își pun speranța în partide chiar cum sunt cele ale ușor. Nu, pentru că sunt la fel cetățenii ai Republicii Moldova. Sunt pensionari, sunt oameni în etate care vor să trăiască bine acasă și eu le pot rezolva această problemă fără ca să ieși fi înregimentați în partide politice sau în structuri, tot felul de structuri care le se dă de pomană, spre exemplu. Da? Ceea ce vreau să transmit este că în Republica Moldova avem posibilitatea, șansa unui președinte al tuturor, unui președinte al poporului, care se va îngriji nu doar de stânga, nu doar de dreapta, nu doar de partidul său sau de partidul celuilalt. Nu, se va îngriji de toți cetățenii ca de familia lui, ca de copiii lui. Va avea grijă de siguranța lor cum are grijă de siguranța copiilor. Repet, avem război acolo. Nu avem dreptul să-l aducem aici la noi acasă. Orice ce văd eu la actuala guvernare, mă tem că asta face. Mă tem că pentru propriile lor reușite în politică sunt gata să dea foc la țară. Ori așa ceva este inadmisibil. Domnule Năstase, vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și mai aștept să mai invitați. Ok. Doamnelor și domnilor, a fost Andrei Năstase, ex-vicepremier, primar ales. Ne revedem weekendul următor cu un alt invitat. Să aveți o seară frumoasă. Vă doresc.